Bună seara și bine ne-am reîntâlnit, dragi urmăritori ai canalului de YouTube și iubitori ai sportului, în această seară, într-o ediție frumoasă a emisiunii Fight Club, după ce am luat parte la un eveniment extraordinar, un show de zile mari, la gala de slep cu numărul 3, ce a avut loc în Costinești, pe plaja Las Vegas. Și amintesc aici sponsorul principal Las Vegas și vă mulțumim dumneavoastră pentru fidelitatea de a urmări aceste gale, dar și emisiunile noastre. Bineînțeles, cum v-am obișnuit, emisiunea Fight Club nu poate avea loc fără un prea fericit. Și el este, în aplauzele dumneavoastră, Ionuț Autodiresei. Bun găsit tuturor! Chiar abia așteptam pe acești invitați în platoul emisiunii. Este vorba despre finaliștii concursului de slap RXF Slap 3. Îl avem invitat în platou. Pe primul îl voi prezenta eu, domnilor și domnilor, campionul RXF Slap 3, Marian Dinu! Dinozaurul! Stai să nu mai ții prea tare, că iar zic oamenii că am avut ceva. Nu, dar m-am manifestat cu bucurie, cu fericit și eu, Marian Dinu. Oricum, tu erai foarte sigur pe această centură că va fi a ta. Ne-ai și spus lucrul acesta. Știți cum e foarte bine să te cunoști. Marian, după cum bine știți, în spate are lupte, nu glumă, la profesioniști și a zis, măi, intru și în partea asta la slep. Cum ți s-a părut experiența? O să ne spui în minutele următoare, după ce îl prezentăm și pe cel de-al doilea invitat, care este în legătură cu noi prin Skype. Este cel care a obținut locul 2, dacă vreți, în gala de slep și care a scris istorie în RXF la căzături. Ei bine, alături de noi, prin Skype, îi spunem bună seara și ne bucurăm să te avem alături, Victor Sima. Bună seara, salutare la toți! Mulțumim că ai răpit puțin așa din timpul tău liber și ne-ai ajutat cu, nu cu venirea fizică în platou, da, pentru că nu ești în București, ci în legătură prin Skype. Îi adresam puțin mai devreme o întrebare lui Marian. Cum mi s-a părut această experiență la slap? Pentru mine, RXF Slap a fost o provocare. Am vrut să-mi demonstrez mie că pot. Am vrut să văd cum e să încasez o palmă, să aștept să vină, să vezi că vine și să știi că te va lovi cineva fără să poți să te apeli. Mi-a plăcut foarte mult și aștept mai departe să vedem ce se întâmplă. Dar câte palme ai luat, Marian? Două palme. Și nu s-a văzut niciuna. Dar primul, când a fost cu primului adversar, acolo mi-amintesc că ai primit palma aia, dar era doar răcorit așa ceva, plesnise, adică eu zic, Doamne, e neclipit. Da, am primit două palme. Și Simona Hapciuc. Da, mi-a mai dat Simona Hapciuc înainte de competiție. Câte palme ai încasat, Victor? Eu vreo 7, dar el a avut și adversar mai slab, să zicem. Cine a avut adversar mai slab? Marian. Marian? Asta nu a fost impresia ta că a avut adversar mai slab? Păi în semifinală s-a întâlnit așa cu... Așa mi s-a părut că loviturile n-au fost destul de puternice ca și la mine. Păi în semifinală s-a întâlnit cu un colos de 152-153 de kilograme. Am văzut că s-a întâlnit, dar mi s-a părut că n-a fost atât de puternică lovitura. Am înțeles. Că am dat eu puternic. Tu ai picat cu din primul meci sau din semifinală cu Daniel Drugă? Din primul meci. Din primul meci. Daniel Drugă a fost descalificat pentru că a încălcat regulamentul, a pivotat de două ori. Din ce am înțeles acolo, eram și noi acolo în studio, dar eram la distanță de vreo 100 de metri, să spunem, da, colegie destul da, de mare pirotat. Acolo. Ideea e că eu nu am vrut să mă risc să lovesc chiar foarte tare pentru că trebuia să pilotez sau să încalci regulamentul ca să lovești tare. Pentru cei care poate nu au fost fizic sau nu au urmărit gala, o puteți găsi pe canalul de YouTube în continuare, gala de slep cu numărul 3. Într-adevăr, regulamentul a fost diferit față de cel cu care ne-am familiarizat până la momentul acestei gale. Și anume, nu trebuia ridicarea piciorului de pe sol, pivotarea aceea despre care și Ionuț Autodiresei vorbește, respectiv mâinile la spate atunci când ei, cei care au intrat în slep, trebuiau să primească acele palme. Clar. Victor, te-ai simțit dezavantajat că ai picat din primul meci cu Daniel Drugă? Nu m-am simțit dezavantajat, nu mai nemeresc, dar astea au fost lecțiile. Până la urmă ei au fost puși oarecum și pe greutate. Tu având sub 100 de kilograme sau câte kilograme ai,
ai fost pus cu Daniel ca să vă potriviți oarecum. Marian Dinu a fost pus cu un băiat mult mai mare. La mine singurul dezavantaj a fost că nu am făcut niciun fel de pregătire. Deci asta a fost... Păi nici, eu credem. Păi nici Marian nu s-a pregătit. Nu cred că s-a antrenat cineva. N-am făcut niciun antrenament. Dar chiar există un antrenament? Singurul antrenament pe care ai putea să-l faci e să exersezi lovitura la un sac sau la o pernă, okay. Ceva. Dar să încasezi, nu știu, dacă cum eu acum încasez, mai să ne dăm palme, mai mult sensibilizezi zona decât să întărești, că nu există să întărești. Adică, practic, eu ar fi un dezavantaj ăsta. Exact, să... exact. Da. Bine, ai putea, de exemplu, să lucrezi mușchii gâtului foarte mult. Asta, da, că și să întărești musculatura tot gâtului ca gât. Să nu producă acel demn, să iei șocul mare tot în creier. Ai mai intrat într-o astfel de gală de slep, Victor? Dacă se poate, da, aș mai intra. Doar nu mi-este teamă. Victor, ai declarat în clipul tău de prezentare că vrei să-ți duci familia în vacanță. Uite că și să câștigi această competiție pentru a-ți duce familia în vacanță. Ai luat locul 2, totuși ai luat o sumă destul de consistentă ca și locul 2, 50.000 de lei. Unde ți-ai dori să pleci cu familia? Nu știu, nu ne-am gândit asta. Așa m-am gândit eu, ca să spunem că să plecăm într-o vacanță, dar nu ne-am gândit încă. Cine a fost prezent acolo să te susțină la eveniment? Soția. Doar soția, copiii n-au fost. Nu. Bine, nici nu cred că era prea indicat, era prea indicat să te vadă pentru copii. Nu era deloc indicat. Ce ți-au spus familia, apropiații, prietenii după ce te-ai întors acasă de la această competiție de slep și care te-au urmărit, bineînțeles? Mi-au spus că m-am descurcat bine, că m-am ridicat de fiecare dată. Până la urmă și a te ridicat de foarte multe ori e o dovadă de voință, da, foarte mare să faci acest lucru și să mergi înainte și uite că nu te-ai lăsat până nu ai ajuns în finală. Cu toate astea noi te felicităm. Marian Dinu, ce ți-a spus familia, prietenii, apropiații când ai câștigat această competiție? Au avut încredere în tine de la început? Îți dai seama că au fost niște emoții, maestre, la mijloc. Tata n-a putut să se uite direct, mama la fel nu s-a uitat, s-a uitat în reluare să vadă dacă am căzut. Cine s-a uitat din familia ta? Care membru al familiei? Mama, tata, fratele meu. Din prima? Din live atunci? A, nu, fratele meu și cu nata mea. În reluare au văzut. În reluare s-a uitat și mama și tata. În reluare s-a uitat și după ce au aflat rezultatul. Că altfel nu cred. Orfiți, ce stăm să-l vedem cum pică să leșine în fața? Bine, fiind învățați cu meciurile pe care le aveam, știi că veneau mereu și tata și mama, da. La competiția asta n-au putut să se uite pentru că e foarte brutală, așa li s-a părut lor și... Este nu o cred competiție. Că li s-a părut, cred că chiar este o competiție brutală. Este, da, dar mie mi-a plăcut. Tu ai avut încredere în tine că vei câștiga, da, acest... Da, eram sigur că o să câștig. Eu pentru asta am venit să câștig premiul cel mare. Ai avut cumva indignarea că nu te-ai întâlnit cu Daniel Drugă în finală, cu campionul Eric Sefslev 2? Sunt sigur că... În final, între mine și Drugă era dorită de toată lumea, pentru că amândoi suntem buni încasători, amândoi am dovedit că putem să punem la pământ orice adversar. Eu sper să avem ocazia să ne întâlnim într-un meci de slep, că e el într-o gală, că e el în următoarea piramidă. A, deci tu vrei și tu să mai continui la slep? Da, da, de ce nu? Că mi-a plăcut. Am înțeles. Daniel... Uite, Victor vrea și el. Daniel Drugă te-a provocat la un meci de MMA. Crezi că se va concretiza acest meci? Dacă se va concretiza acest meci... Ne vom bate, dar eu îi propun mai bine să meargă pe ce știe el mai bine pe slep, că la mea deja e în domeniul meu. Mai bine vin eu începător la slep. El, uite, dacă stai să te gândești ca un profesionist, zic și eu părerea mea. Ca un fost profesionist. O gândește, cum să zic, nu strategic, cât corect, dat fiind faptul, da, că el a fost profesionist și Daniel Drugă te referi că... Hai la palme, la cara, da, palme, că lovim toți tare, încasez palma... Nu te aperi, nu-i... Dar în cușcă, greutatea în plus și experiența face diferența. Clar. Aici, Drugă nu poate să vină să mă provoace pe mine pentru că va pierde 100%. Dar uite, eu l-aș întreba pe Victor Sima dacă ar accepta un meci în cușcă cu Daniel Drugă, de exemplu.
Oricând, cu mare plăcere. Deci nu dai înapoi nici. Și eu l-am întrebat la gală acolo pe scenă dacă ar accepta și un meci, din câte mi-amintesc, de MMA în cușca Eriksen, da. Și a spus că da. Desigur. Cine a fost cel mai mare susținător al tău și cine a avut încredere în tine că vei ajunge în finală, Victor? Soția. A crezut în tine că vei ajunge până în finală pentru că te știe că ești un caracter puternic și nu renunți niciodată? Da. Ai reușit să-ți trimiți la podea vreun adversar, Victor? Că nu mai țin minte. Nu m-a riscat să lovesc foarte tare în riscul descalificării. Am înțeles. Stai puțin că nici eu nu am... Eu am lovit corect și am lovit tare. Uite, Marian susține că el a lovit dacă corect. Dacă te uiți la toate loviturile mele, nu a ridicat loviturile piciorul mele, niciodată nu și a lovit piciorul foarte niciodată, tare. Nu am dat cu podul palmei, nu... Adică... Și a trimis la podea toți adversarii. Eu cred că tu ai un lingo în palma aia. Ai un lingo și... Cum s-ar spune, am bani în palmă. Acum. Da, vă dați seama, și neparticipând la niciun astfel de competiție, nicio da, astfel corect. De competiție. Păi și pentru Marian Dinu a fost în premiere un concurs de slăpi. El a fost luptător de kickboxing profesionist și lupta la 70 de kilograme. El s-a îngrășat după aia. Bine, a mai susținut după aia două meciuri. El cred că vrea să zică și emoția cu cușca și da. Întâlnirea cu publicul. Pentru Victor a fost o premieră și lucrul ăsta. Adică da, ai avut emoții da, acolo. Contează, sincer. Și asta. Vă dați seama. Că eu mă uitam la, exact în afară de drugă care mai urcase tu, Marian Dinu, care erai familiarizat cu ideea de cușcă, public, spectator, erau toți puțin pierduți așa. Să nu-i plângem puțin nici pe ceilalți, pentru că toți veneau din... Și băiatul care am avut primul meci, a mai avut meciuri. Da, a avut meciuri de kickbox, Harris... Exact, Hais Florin. Hais Florin, da? Și încerc să fiu de el, am avut așa puțin emoție la primul meci, atât. Pentru că nu știam cât de tare pot să dau eu cu palma, pentru că n-am mai dat niciodată nicio palmă. Ai încasat primul sau ai dat primul la meci? Ai încasat tu. Am încasat primul, da. Da, dar nu... Și nu știam cât de tare pot să dau eu cu palma, pentru că nu-i dat niciodată nicio palmă, nici pe stradă, nici în ring, în cușcă, în slap, nimicăieri. Nu știam cât de tare pot să dau. Și am încasat prima palmă, am văzut că n-am simțit nimic, m-am dus, am pus magnezul pe mâini. Hai să vedem de ce sunt exact. Tare. Și după am știut sigur că o să câștig, după prima palmă. După ce l-ai doborât pe Florin. Da. Eu propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, timp în care vă invit, dragilor, să dați subscribe și clopoțel canalului nostru de YouTube, pentru că sunteți de fiecare dată înștiințați despre evenimentele din online și nu numai. Și vă invit să accesați site-ul oficial www.rxf.ro, de unde puteți achiziționa bilete pentru gala din 1 noiembrie 2023, ce va avea loc în București, dar ea poate fi urmărită doar pe site-ul oficial în sistem pay-per-view. Și pentru prima gală cu public din 11 decembrie, biletele sunt disponibile ca să fiți fizic la această gală Next Fighter All Stars pe entertix.ro la rubrica evenimente, circul metropolitan, acolo unde va avea loc această gală. Revenim după publicitate în platoul emisiunii cu Marian Dinu și Victor Sima. Bucură-te de victorie cu bonusul de bun venit pentru pariuri sportive! Îndrăznește să joci pe lasvegas.ro și vei primi până la 900 de lei la primele tale 3 depuneri! Până la 3.000 de lei și 231 de rotiri gratuite bonus de bun venit la înregistrarea pe Las Vegas. Revendică-ți cadoul și nu rata distracția din online. Next Fighter 8. După discuții aprinse în mediul online, Dustinel îl va întâlni în cușca Eriksef pe Cedi, care vânează a doua sa victorie în Eriksef. Cine crezi că o să iasă învingător? Live gratuit pe YouTube-ul Eriksef de la orele 20. Bucură-te de o aventură de senzație pe lasvegas.ro și câștigă recompense nebănuite cu slotul Release the Kraken! Joacă acum și descoperă premiile surpriză bine ascunse în cuferele din adâncul oceanului! Ha!
Primești 120 de rotiri gratuite la Power of Tour, exclusiv pe lasvegas.ro. Înregistrează-te, validează-ți contul și dă acum startul câștigurilor! Îți deschidem calea către cele mai faimoase comori ale Olimpului Antic. Îndrăznește să pășești în lumea fascinantă a zeilor cu slotul Gates of Olympus. Zeus îți va fi partener de aventură în căutarea comorilor de pe lasvegas.ro. Haideți să dăm start to câștigurilor pe online și să trăim o experiență big broană cap coadă sus jos. But, wow, wow, be careful! Am revenit din scurta pauză de publicitate alături de Marian Dinu, campionul galei de slep cu numărul 3 și Victor Sima, care este în legătură prin Skype, locul 2 a obținut. Mă înșel eu, Ionut, sau în gala cu numărul 2 premiul întâi fusese de 50.000 de lei? Cred da, că da. Da, deci da. Acum, practic... Premiul întâi a fost de 50.000 de lei. La slep 1 a fost 5.000 de euro când a câștigat a câștigat druga. Deci s-a dublat cu euro. Da. Și tot s-au dublat premiile. Așa că premiile consistente. Da, premiile din ce în ce mai consistente. Ne-ai spus că vrei să pleci în vacanță. Ce îți dorești să faci cu banii? Chiar vei pleca în vacanță cu familia, Victor? Da, vom pleca cu siguranță, dar asta a fost un... Ca să pot să putem să spunem cum... Ce ne-am dorit să facem cu banii, nu că s-ar fi pus problema să nu plecăm în vacanță, oricum plecam în vacanță. Am înțeles, deci asta a fost o motivație. Indiferent. Da, indiferent de... Da, dar a fost frumos la modul la care tu te-ai gândit, pentru că poate pentru unii își obțin bunuri proprii din niște sume, însă da. Tu te-ai gândit la nivel de familie ce ai putea la face cu ei. Da. Da, la asta m-am gândit ca să spunem. În vacanță plecam oricum, vă dați seama. Tu, Maria? Ce vei face cu bănuții? În ce îi vei investi? Cred că îi voi investi în mine. Dar încă nu mi-am făcut un plan ce să fac cu bani. Nu te-ai gândit. Ce? Așa investesc în mine. Poți să vă mâncare. În palmă. Investește în palmă. Mai bag niște fier. O pată. Glumă. Deci cei care se uită... E o sumă destul de consistentă. Este, dar încă nu mi-am făcut un plan, nu m-am gândit. Deci știam că o să câștig. Gândește-te că aici ai fost la un concurs de slep, ai luat două palme, ai dat... 10.000 fiecare palmă. Ai dat mai multe, da? Câte? 3? 4? Câte? 4 am dat. 4 palme. Ai dat 4 palme, ai încasat 20.000 de euro. Alții... Dar nu se compară cu banii pe care îi făceam din sport în kickbox și cred că adunai banii ăștia în 2 ani de zile de meciuri. Așa este. Și meciuri, nu? Și meciuri, și antrenamente. Și antrenamente, și muncă, și slăbire, exact. Și sacrificii. Să le câștigi, poate. Nu era problema că le câștigam, stai liniștit. Câștiga. Marian chiar era un luptător destul de carismatic. Era, singura da. Problemă pe care o avea era categoria. Categoria grea. Că mânca foarte mult. Acum la grea e mai bine, că nu mai am agit cu nimic. Victor, la RXF Slap 4, te vezi participant? Nu știu, să vedem. Ți-ai dorit să mai particip la o competiție, să demonstrezi că poți să-ți... Mi-aș dori să particip pe reguli de MMA, în altceva, în cușcă. Am înțeles. Deci la slap nu ți-ai mai dori? La slap nu. Inițial eu voiam să particip în cușcă, dar dacă a fost oportunitatea asta să particip la slap, am zis să vin la slap. Păi uite, ai timp să te pregătești cu antrenamente și poate de ce nu în viitor o să intri și în cușca de MMA? Ai pe cineva în vizor cu care ți-ai dori să intri în cușcă? Nu am pe nimeni în vizor, dar dacă o să primesc oferte, o să le accept. De ce crezi că te-ar avantaja cușca și nu te-ar avantaja competiția de slep? Cred că aș avea mai avantaj în cușcă. Na. Acolo e altceva. Mai tai, mai te ferești. Ai practicat vreun sport de contact?
N-am practicat, nu. Nu, așa, lupte de stradă. Bun. Am înțeles. Marian, tu te vezi luptând în cușcă cu Daniel Drugă? Crezi că se va concretiza Dacă se va concretiza, eu voi lupta, că nu dau înapoi niciodată, dar nu-l avantajează pe Drugă treaba asta. Deci nu-l ajută să intre în cușcă? Nu-l ajută, mai bine acceptă un meci de zlep cu mine, în oricare gală, gen să fie doar un meci de zlep, fără pe un super fight. Exact, un super fight. Să fie un super fight, chiar dacă e gală de MMA. Centura oricum nu-i dau. Să știe de acum. Te vezi câștigător la RXF Slap 4 să câștigi din nou piramida? Da, de ce nu? Chiar dacă vor veni oameni mai puternici, mai mari, mai explozivi, mai... Tot tu te vezi câștigător la RXF Slap 4? Da, nu. Crezi, Marian, că într-o astfel de gală sau într-o pregătire pentru cei care zic că e nevoie și de ea, contează foarte mult și modul în care gândești psihicul? Într-o gală de slap sau de... De slap, de slap. Da, normal, pentru că de la psihic pleacă tot. Încrederea în sine și... Totdeauna a contat. Bine, general valabilă, cred că și... Da, dar tocmai ne-a zis... Eu nu poți să fii nici kamikaze să zici gata, sunt cel mai bun și tu să nu te pregătești în partea altă, să nu... Să dormi în ghete. Exact. Tocmai ne-ai spus că la primul meci ai avut emoții. Păi știi că emoțiile sunt constructive, știi că multe ori am avut emoții înainte să intru în ring și după aia dispăreau... După ce ai încăsat prima palmă... Te-a durut oricum. Gata la oră, stai să vezi acum. Dar eu totuși nu-mi dădeam seama cât de tare pot să dau eu cu palma, ți-am zis. Dar mie nu-mi vine să cred, Marian, aici în plătare fața dulcică, așa, are zâmbet pe buze. Măi, eu nu s-a transformat. Da, da, da. L-am văzut, pentru că erau acele prin planuri și de... Deci eu zic, uite-l pe Marian acum. Stai să vezi când ne ridică. Mai știe cel mai bine că așa era și la meci. Avea aceeași față, aceeași privire. Era conexiunea pentru ceea ce avea de făcut profesional, dacă vrei, sau sportiv, nu? Deci după ce ai luat prima palmă, mai tare te-a răit. Exact. Cum crezi că te-a pregătit sportul pentru viață, Marian? Sportul e foarte, foarte important în viața oricui. Din păcate, eu n-am avut disciplină să pot să continui să fiu profesionist. Dar recomand tuturor copiilor să apuce de sport și de un sport de contact, pentru că te pregătește pentru viață din toate punctele de vedere. Să te aperi, să știi ce ai de făcut, să fii mai calm de multe ori, să știi că tu ai putere să bați pe cineva, dau un exemplu, și să nu o faci pentru că... Exact, da. Să știi să te controlezi. Și mie asta mi se pare extraordinar, să ai acea responsabilitate mentală, acea disciplină și totuși în cușcă să arăți răutatea sportivă. Și ai de arătat, trebuie să arăți în competiție și să fii cât de calm și cât de cumpătat poți să fii în viața de zi cu zi. Foarte cam bun câte mesaje ai primit după această competiție? Știi cum e? Că acum era ca înainte când pierdeam, nu mă mai căuta nimeni când câștigam, devenea iar băiatul la modă. Dar eu nu-ți mereu pune întrebarea în platou. Devenea iar băiatul, acum am devenit iar băiatul la modă și toată lumea mesaje, like-uri. Până acum nu mai făceam decât 200-300 de like-uri pe Facebook, acum 700-800, toată lumea like, mesaje, îți dai seama, când câștigi, toată lumea lângă tine. Când pierzi, nu te mai bagă nimeni. La anul din ce ne-a povestit promotorul galilor, Sebastian Vieru, a spus că vrea să organizeze 3 competiții de slap. Te vezi participând în toate cele 3 dacă competiții particip, de slap? Dacă participi, voi câștiga sigur, dar se va plictisi numai de mine să câștig doar eu și o să zic că e blat. Aici ești prea sigur pe da, tine. Încă nu, glumesc acum. Încă nu știm pe ce. Nu, dar nu da, ezită voi să participa, participe. Voi participa, da. Și voi veni cu aceeași atitudine, pentru că atitudinea înseamnă totul. Mamă, eu am cartea asta, atitudinea este tot, vorbesc serios. Vezi, uite, știi, ai citit-o, Mariane? Nu, nu am citit-o. Întâmplător, dar așa e. Da, interesant. Cu toate acestea fiind spuse, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, atât Victor Sima, cât și Marian Dinu. Eu, sincer, aș vrea ca povestea să mai continue și să-l mai vedem pe Marian Dinu la slap, să-l cu mai vedem chiar și pe Victor siguranță Sima, unde a arătat atâta determinare și voință, a căzut de 7 ori și tot ridicat, de atâtea ori s-a ridicat. S-a și ridicat și își dorea să continue într-una. Ce pot să spun? Mai spun eu doar câteva cuvinte în încheiere pentru cei care ne urmăresc. Încă o dată mulțumiri, Victor Sima, ne dorim și noi să te vedem într-o gală de MMA. De ce nu? Mulțumim lui Marian Dinu, îl felicităm să se bucure din plin de această centură obținută.
Iar cu dumneavoastră, dragii noștri, ne vedem și joi de la 19.30 și puteți intra pe canalul de YouTube să urmăriți gala de slep ce a avut loc la Costinești sâmbătă, dar și celelalte emisiuni prezentate de colegii noștri. Să nu uitați să accesați site-ul erixf.ro pentru a lua bilete în sistem pay-per-view pentru 1 noiembrie, gala Erixf cu numărul 45, iar dacă vă doriți să fiți fizic, de pe entertix.ro, bilete pentru circul metropolitan pe 11 decembrie la prima gală Erixf cu public. Iar dacă locurile, pentru că sunt limitate, număr de 1000, vor fi ocupate, și acea gală din 11 decembrie poate fi urmărită în sistem pay-per-view. Până la sfârșitul acestui an ne vom întâlni în fiecare lună, fie cu galele de Next Fighter sau gala oficială, respectiv All Stars. Vă dorim o seară incendiară și vă mulțumim pentru atenția acordată. Nu prea fericitul? Vă mulțumim și nu uitați să ne urmăriți. Seară minunată! Salutare, sunt Ionuț Pitbull, Artot de Resei, și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Erixf să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihaela Târzianu și alături de cei mai tari invitați.